Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la Mirajul Muzicii. Mă bucur să fim din nou împreună. Am onoarea să vă prezint doi invitați speciali, două figuri reprezentative în lumea muzicii eșene și nu numai. Profesor universitar dr. Romeo Cosma și conferențiar universitar dr. Dan Spânu. Bine ați venit la Miraj! Mulțumim, bine v-am găsit! Așa cum știm și pe Facebook și din presă, o să fie câteva evenimente foarte importante pentru cultura noastră. Aș vrea să începem așa treptat cu aniversarea, de fapt este o triplă aniversare, 80 de ani de la nașterea muzicianului Oșaninski, 40 de ani de la înființarea clasei clubului de muzică Oșaninski și de asemenea 25 de ani de la înființarea clasei de muzică ușoară și jazz. Domnule Dan Spânu, vă dau cuvântul. Da, este un an în care toți absolvenții, studenții și profesorii de la specializarea compoziție jazz și muzică ușoară aniversează 25 de ani de la înființarea acestei secții, 25 de ani de învățământ muzical în domeniu și totodată s-a întâmplat frumos să se potrivească cu aniversarea clubului de jazz la 40 de ani de la înființarea clubului de jazz Richard Oșaninski de la Casa de Cultura Studenților, club care este legat constant de soarta specializării noastre. Ne-am desfășurat activitatea în cadrul lui circa 20 de ani, am avut foarte multe activități împreună atât cu clubul și cu Casa de Cultura Studenților în general și sigur că da, îl sărbătorim și pe Richard Oșaninski, a cărui nume acest club îl poartă și care este indiscutabil una din cele mai importante figuri ale jazzului românesc și ale muzicii contemporane, desigur. Da. Din câte știu, când ați intrat la conservator, Hobbs a înființat și secția de jazz, nu? Da, da, a fost un mare noroc. În acea vreme, specializarea începea din anul 2, de admitere în anul 2. S-a întâmplat ca eu, când eram în anul 2, să se inițieze această specializare și să fac parte din prima promoție. Cum era secția orientată la acea vreme? S-a întâmplat că, și aici domnul profesor Romeo Cosma vă va da mai multe detalii, el practic a înființat secția alături de decanul din acel timp, domnul Viorel Munteanu. S-a întâmplat că compozitorii au fost cei care au făcut, într-adevăr, demersurile înființării unei astfel de secții și nu... Totuși nu întâmplător, pentru că aceste genuri au o parte improvizatorică, mai mult sau mai puțin, cum să spun eu, explicită. Și atunci cel care cântă aceste genuri este pus în situația de a compune ad hoc muzică, fie de a-și crea acompaniamentul, o partitură de acompaniat în baza unei partituri schițate, unei armonii cifrate, fie chiar compunând efectiv atunci când improvizează. Așa că are sens ca această secție s-a format ca o specializare în cadrul Facultății de Compoziție. Compoziție, jazz și muzică ușoară. Da. Domnule profesor Romeo Cosma, ce v-a determinat să puneți bazele unei specializări în jazz și muzică ușoară, având în vedere că prin anii 90 nu exista o astfel de clasă de jazz? Din câte știm, la București a apărut în anul 1991. Da, prima clasă de jazz din România a fost înființată în 1991 la București. Sigur că dintre țările din blocul comunist, noi eram printre puține care nu avem asemenea clase. În celelalte țări existau asemenea clase și unele dintre ele chiar erau afirmate pe plan mondial, erau destul de avansate, cu mai multă tradiție. Deci prin anii 50-60 au fost clase înființate și în partea de est a Europei.
după 90, sigur că au venit toate schimbările în societatea românească și s-a discutat și problema modernizării învățământului muzical, da? Încă jazzul și muzica pop fac parte din muzica modernă, așa că era necesar să se înființeze, mai ales că până în 90, chiar dacă nu exista un învățământ de specialitate, exista o activitate în acest domeniu, ca dovadă existența unor mari muzicieni, cum a fost Oșanițchi, Ioni Răducanu, Dan Mândrilă, Marius Pop și așa mai departe, o pleiadă întreagă, Aura Urzicianu și așa mai departe. Deci jazzul românesc exista, muzica ușoară românească, cum se spunea, de asemenea avea mare succes la public, existau compozitori de prestigiu și s-a discutat în cercurile de educație muzicală, s-a discutat problema asta, modernizarea învățământului românesc și aducerea lui la zi. Deci a fost un pas cumva firesc această înființare a secției. Sigur că au mai durat câțiva ani după 91 și în 94 am dat start acestei inițiative, iar după mai multe tratative și cu ministerul și mai multe probleme organizatorice, am reușit să înființăm, iar Dan Spânu, colegul meu de acum, cum spunea și el mai devreme, a avut șansa să fie chiar în prima promoție, să facă parte din prima promoție acestei clase. Care, iată, am plinit astăzi, anul acesta, 25 de ani de activitate. Da. Domnule Romeo Cosma, știu că sunteți născut la București, dar când v-ați dedicat jazzului, dumneavoastră spuneați așa, că ați descoperit singur muzica de jazz din curiozitatea și intuiția unui univers sonor ce mi-oferea experiențe muzicale nemai întâlnite, fascinante. Jazzul l-am descoperit timpuriu, încă din anii de liceu, ascultând formații care se difuzau la radio, urmărind concertele care se mai organizau în Iași. Să ne amintim că la Iași exista un nucleu puternic de muzică ușoară și muzică jazz și cu un reprezentant important, este vorba despre maestrul Titel Popovici, care avea deja o activitate remarcată nu numai pe plan național, ci chiar și internațional. A fost participant la un festival în Polonia, unde a obținut și un premiu cu formația sa. Deci exista activitate în acest sens, iar noi, tinerii muzicieni care eram pe băncile liceului, urmăream cu interes asemenea lucruri, pentru că ele nu se studiau în școală și la liceul de muzică unde învățam eu, trebuia să învățăm doar muzică din programa respectivă, muzică clasică și așa mai departe. Și pentru noi era ceva nou, ceva, cum să spun eu, acel interzis care captivează uneori foarte mult. Și urmăream, încercam să ne informăm, să cântăm, chiar aveam formații cu care experimentam, deși nu existau pe atunci decât câteva discuri apăruseră la Record, a fost chiar o serie de jazz. Era foarte greu pentru că nu existau clase sau profesori care să te învețe cum există acum metodic, așa, cu toate informațiile la zi. Trebuia să ne descurcăm singuri, autodidact, și fiecare în funcție de ce informații prindea pe la radio, din discuri, din discuțiile cu colegii, încerca, explora acest univers sonor foarte interesant, de altfel, foarte special pentru noi. Ăsta a fost începutul. Apoi, după ce am devenit student, am dat la conservator, am început să colaborez cu câțiva colegi care aveau formații și cântau, participaseră deja la festivalul de la Sibiu, care era capitala jazzului românesc pe vremea aceea. L-am cunoscut pe Ion Baciu Junior, un muzician care, deși era mai tânăr ca mine, era deja cunoscut, el avea deja o formație cu care se afirmase la Sibiu și încet, încet am reușit să îmi formez și eu un grup cu care să
cânt și am debutat la festivalul de la Costinești, prima dată în 82, apoi în 83 am fost invitați, fiindcă eram toți studenți la conservator, la festivalul de la Sibiu și am cântat și acolo și de atunci am participat la toate edițiile constant și la Sibiu și apoi au apărut festivalul și la Brașov și la Cluj și în alte orașe, astfel că cariera mea în zona jazzistică a început să prindă aripi. Și ați fost și primul care a obținut titlul de doctor, nu, în muzica de jazz. Asta s-a întâmplat, da, mai târziu, sigur că da, mult mai târziu, în 2004, după ce eram angajat la Universitatea de Arte, Academia de Arte se numea atunci, da, da. La început era conservator, prima academia, a avut mai multe denumiri de-a lungul timpului și la 10 ani după înființarea clasei de jazz a trebuit să-mi dau doctoratul pentru că se schimbase regulile, toți profesorii care lucrau în învățământul academic erau obligați să susțin un doctorat pe zona lor de activitate ca să-și poată menține statutul de profesor. Și atunci am fost obligat cumva de situație să susțin acest doctorat. La Iași nu era încă o școală doctorală și m-am înscris la Cluj. Atunci am susținut acest prim doctorat în domeniul jazzului la Cluj-Napoca. Da, un parcurs frumos și firesc de altfel. Da, asta a fost... Deci am pornit autodidact și apoi am ajuns să predau tinerilor generații care au avut noroc, uite, să aibă un îndrumător, un... Imediat vom vorbi și despre asta, pentru că noi știm cu toții că sunteți și fondatorul Clubului de Muzică Richard Oșanițchi. Da. Domnule Dan Spânu, noi când spunem luna noiembrie știm deja că orchestra Fix Jazz and Pop Orchestra este deja prezentă pe scena Casei de Cultură a Studenților din Iași, cu un repertoriu la fel de divers și cu orchestra care este la fel, variază în funcție de programul muzical. Așa este. Este o prezență de acum tradițională. Mm. Dacă nu mă înșel, este a cincea oară când suntem prezenți pe scena acestui festival și este ceva care a venit de la sine pentru că acest festival este organizat de Petran Music School, care este o școală orientată spre predarea genurilor pop-rock pentru copii, adolescenți, o școală care are deja performanțe, formează chitariști foarte buni și care la un moment dat a organizat acest festival la nivel național, festival care a atras tineri foarte bine pregătiți din toată țara și atunci normal că oferta lor educațională este compatibilă cu ceea ce facem noi. Mai precis, ne completăm reciproc. Noi oferim o cale de acestor tineri care reușesc să aibă performanțe mai bune, să continue la un nivel superior, profesionist, muzica respectivă, studiul muzicii respective. De asemenea, cercul s-a închis foarte frumos. Noi, la rândul nostru, am furnizat profesori a acestei școli. Este vorba de Alex Amarii, care este chitarist și absolvent al specializării noastre și care predă. Iar unii încep să predea chiar de pe băncile școlii, ca să spun așa, Ștefan Amarii predă pian în această școală. Deci ne-am completat foarte bine și concertele noastre își găsesc locul foarte bine în acest festival, unde sunt invitați fie chitariști, pentru că festivalul este orientat spre chitare, fie chitariști foarte importanți la ora actuală, atât de chitară electrică cât și de chitară clasică, dar și formații care au ceva de spus și atunci și noi avem ceva de oferit prin concertele noastre tematice. Deci, concertele noastre sunt orientate fie spre studiul unei anumite decade sau anumitor genuri muzicale și
Astfel, sunt un fel de concerte școală care îi învață pe acești tineri ce a fost... Dedicate a unui anumit gen. Un anumit gen sau anumite decade, da. Îi învață ce a fost important în acea decadă, date despre genuri muzicale, date stilistice, piese de referință și așa mai departe. Da. Și repertoriul este ales pe criterii stilistice. Exact, exact. Da. Totodată, cum bine ai precizat, orchestra noastră este foarte variabilă în funcție de genul pe care îl abordăm. Ne bucură asta foarte mult pentru că este un prilej de colaborare cu alte departamente, cu catedra de instrumente de coarde, cu clasa de saxofon, cu clasa de trompetă, cu cea de percuție. Ei ne asigură instrumentiști care să ne întregească formația. Nu avem cum să avem printre studenții noștri toți instrumentiștii necesari și toată lumea e să-mi câștig, zic eu, pentru că și noi putem să avem o orchestră mult mai amplă și mai interesantă sonor decât ceea ce se practică în modul dual, adică o simplă formație. Mai rar vezi pe o scenă și un quartet de coarde alături de o formație pop și un pachet de suflători și un grup vocal. Dar și acești studenți de la alte departamente au ocazia să-și lărgească orizontul muzical și de ce nu să găsească o oportunitate de a găsi nișe. Astăzi e bine să știi cât mai multe la început de drum. Da, așa este. Și de menționat că pregătirea unui volum mare de muncă este sub presiunea unui termen limit, exact, așa, nu? Exact, ca în realitate. Concertele sunt făcute ca în viața reală, deci nu ca niște producții școlare, exact, unde mai nu-i nimic, mai îndreptăm nota la o restanță, mai suntem înțeleși, mai... Aici, fiind un concert cât se poate de autentic, cu public, în sală nu sunt doar prietenii și rudele de la producțiile școlare, care ne aplaudă oricum. Cum e cu Big Band, nu? Universității? Da. Sau... Și cu Big Band am avut ieșiri în afara universității. A. Categoric. Și cu ei am reușit. Da, fiind sunt concerte autentice unde publicul este necunoscut, deci trebuie chiar să cânți bine ca să te aplaude și toate activitățile logistice chiar se petrec. Adică trebuie să ne cărăm singuri instrumentele, să le instalăm. Știu, sună cei mai lucru să scari instrumente. Depinde la ce instrument cânti. Când exact. Privința bateristului nu e așa ușor. Deci noi asigurăm și logistica, instalarea, toate activitățile conexe. Deci studenții învață efectiv cum stau lucrurile, se pregătesc pentru viața reală, ca să spun. Da, și studenții au sprijinul dumneavoastră, domnule profesor. Sunteți un maestru pentru ei. Așa îmi place să cred. Oricum nu mă dau în lături de la niciun activitate la care trebuiește depus. Deci eu nu dau ordine, ci fac alături de ei tot. Dacă este de cărat, car și eu la fel ca și ei, astfel încât nimeni să nu se poate eschiva. Da, este foarte important că le sunteți aproape. Categoric. Domnule profesor Romeu Cosma, 40 de ani de la înființarea Clubului de Muzică Richard Oșanischi. 40 de ani de muncă, de dăruire și pasiune, de promovare a talentelor, nu? Cunoaștem artiștii care au devenit astăzi renumiți, datorită dumneavoastră. Și datorită mie, dar și datorită talentului lor, pentru că tot ce am făcut a fost să încerc să vin în întâmpinarea pasiunilor și a viselor pe care le aveau când au venit la club. Sunt într-adevăr mulți ani și mă bucur că în toți acești ani o parte măcar dintre ei, dintre tinerii pentru care am fost acolo prezent aproape tot timpul, au reușit să se împlinească și să-și realizeze visul pentru care au venit. Pentru că mulți dintre ei, într-adevăr, au reușit și o să avem în cadrul
evenimentelor de care am pomeneam mai înainte, aniversare, o să avem și câțiva invitați din foștii membri ai clubului și foștii noștri studenți de la clasa de jazz și muzică ușoară. Printre ei este și Luiza Zan, una dintre studentele de la conservator și membra clubului, care iată și-a împlinit visul și a devenit una din personalitățile jazzului românesc contemporan. Da. Va fi și un colocviu. Da, tema destinului unui geniu, Richard Oșanițchi. Da, am gândit, fiind și aniversarea lui Richard Oșanițchi, 80 de ani de la naștere, ne-am gândit că ar fi potrivit să lansăm un dialog între generații, între generațiile care l-au cunoscut pe Oșanițchi, și aici o să avem doi invitați de seamă care chiar l-au cunoscut pe Oșanițchi și au fost în preajma lui. Este vorba despre actrița Ileana Popovici și despre realizatorul TV, Radio TV, Florian Lungu. Îi vom avea invitați pe parcursul evenimentelor, zilelor clubului, și vor participa și la acest colocviu. Și de asemenea vom avea invitați muzicieni, profesori, studenți, doctoranți, masteranți, tinerii de la licență din ziua de astăzi, în așa fel încât să existe un dialog și să observăm cum este perceput în generațiile actuale Richard Oșanițchi. Cum e perceput muzica lui. În acest sens vom lansa și un CD. Da. Un CD realizat din inițiativa actriței Ileana Popovici, realizat și cu sprijinul Uniunii Cineaștilor din România, care se numește Muzica Filmelor Noastre, și CD-ul cuprinde muzică compusă de Oșanițchi pentru mai multe filme la care a colaborat, și vom face audiții din acest... Va fi și un film documentar. Iar video. Alex Vasiliu, care va fi moderatorul acestui colocviu, a pregătit un documentar despre creația și personalitatea marelui muzician. De asemenea, vor fi opinii și comentarii pe baza pe baza acestor documente, să le spunem, da, deci și video și audio, vom încerca să dialogăm cei din toate generațiile referitor la muzica lui Oșanițchi și să încercăm să vedem cum este percepută, cum a fost percepută de-a lungul timpului și mai ales cum e percepută de tinerii de astăzi, pentru că noi la clasa de jazz și la orele noastre practice studiem și creația lui Oșanițchi și avem în repertoriul ansamblurilor noastre și creații de ale lui Richard Oșanițchi. Richard Oșanițchi spune așa: nu trebuie să facem nicio diferență între muzica clasică, muzica ușoară, muzica populară sau jazz. Orice muzică poate fi bună sau proastă și atât. Da, este o foarte frumoasă, foarte frumoasă opinie în care el tocmai arată că nu trebuie să facem, eu știu, discriminări între genurile muzicale și trebuie, orice gen este valoros dacă este tratat la nivelul cel mai înalt și este bine cântat. Și de asemenea, el a dat un foarte bun exemplu în acest sens, făcând muzică de fuziune stilistică. Asta ce înseamnă pentru necunoscătorii? Deci el este autorul unor lucrări de jazz simfonic, primul concert, dublu concert de jazz simfonic scris la noi în țară, și a arătat astfel că niciun gen nu este superior al celuilalt, pentru că existau în acea vreme tabere care priveau exclusivist aveau atitudine exclusivistă. Considerau că muzica cultă este suverană și are o anumită puritate care nu trebuie întinată. La fel, cei din celelalte familii deranjați de această atitudine spuneau că, dimpotrivă, aceste genuri sunt asigură libertatea deplină de expresie și condamnau atitudinea celorlalți.
Dar, din fericire, au existat destul de mulți muzicieni în ambele tabere care să admită această valoare independentă de gen, cum spune și Richard Oșanițchi, și să recunoască valoarea muzicii celelalte tabere, ca să spun așa. Iar Richard Oșanițchi a fost unul dintre primii care a dovedit că aceste două mari familii nu se exclud reciproc și că pot coexista foarte frumos și foarte interesant chiar în cadrul unei lucrări. Da. Oare de aceea este și numit improvizatorul în stilurile muzicii academice europene și improvizatorul de jazz? Da, el a îmbinat, el fiind de formație clasică, ca mulți dintre muzicienii de jazz în acea perioadă, neexistând învățământ muzical de specialitate, sigur că foarte mulți dintre ei erau, unii erau autodidacți, dar foarte mulți dintre ei erau de formație clasică, solidă, și în acele timpuri se studia muzica extrem de serios. Și sigur că automat aduceau elemente din muzica cultă, iar el a activat în ambele direcții, are și lucrări de muzică cultă foarte multe, deci a fost o consecință firească acestor caracteristici ale personalității lui. Da, numai dacă dăm un search pe YouTube, deja găsim o serie exemple. Da. Muzicianul de jazz trebuie să se raporteze la ceea ce s-a făcut înainte de apariția jazzului? Uneori da, alteori nu. La începuturile jazzului, muzicienii nu aveau pregătire academică, cum spunea Dan. Erau oarecum asemănători celor care practică folclorul. Exact. Erau autodidacți, cântau din instinct mai mult, nu aveau chiar studii muzicale, nu aveau nimic. Pur și simplu cântau cum practică la noi lăutarii muzica, să spunem. Și totul era nativ. Dar odată cu apariția jazzului modern, lucrurile s-au schimbat. Muzica de jazz n-a mai rămas o muzică de divertisment, cum era până prin anii 45-50, a devenit o muzică elitistă, să spunem, o muzică de ascultat, o muzică pentru un public avizat, inițiat, și încet, după anii 40, au început să apară muzicieni bine pregătiți, cu studii clasice chiar, și lucrurile au avansat în sensul că limbajul jazzului s-a perfecționat, a împrumutat mult din limbajul muzicii secolului 20, deci a fost tot timpul o interacțiune între jazz și ce se întâmpla în muzica secolului 20. Asta probabil, zic eu, a fost și șansa jazzului și de a rezista la atâtea schimbări care au avut loc de-a lungul muzicii secolului 20. Adaptându-se rapid și având deschidere pentru orice influență, jazzul a putut supraviețui și, iată, a trecut și pragul celui de-al treilea mileniu, ajuns în secolul 21, și există și acum și este practicat și, uitați, există și școli de jazz în toată lumea, așa că această deschidere a acestui gen muzical i-a permis să aibă o existență de peste 100 de ani în lumea muzicii și a devenit un fenomen categoric care face parte din istoria muzicii universale. Da. Spuneați dumneavoastră, prin jazz avem cu toții iluzia accesului la fructul interzis. Genial! Da, era perioada în care muzica de jazz, muzica ușoară, genurile de anumite genuri de divertisment, nu mai vorbesc de rock, amintiți-vă de formațiile rock, ce povești există, da, cu Phoenix și cu toate formațiile rock, roșu și negru și așa mai departe. Deci genurile acestea erau tolerate de regimul comunist, de autoritățile de atunci, în cel mai fericit caz, dacă nu erau interzise, da, unele erau interzise, mai ales cele cu text, dar totuși existau, erau cumva marginalizate, dar nu, cum să spun, nu erau chiar total interzise, cum era prin anii 60, 50 și ceva, 60, atunci când chiar și Oșanițchi
a avut de suferit, în sensul că a făcut greșeala să cânte la ambasada Egiptului sau undeva muzică de jazz și s-a aflat și a fost exclus din conservator. În anul 2 era, deși era unul din cei mai străluciți studenți, s-a făcut un proces politic și alături de alți colegi, în prima oară și Anton Seman și alți muzicieni au fost excluși pentru că au îndrăznit să cânte jazz la o ambasadă străină. Pe atunci era interzis să cânți. Era, chiar nici nu era voie să pronunți termenul de jazz până prin 66, 65, 66. Era un gen, se spunea muzică de estradă. Deci era jazz clar. Până și termenul de jazz era interzis. Așa era ideologia. Atunci exista războiul rece și un conflict între cele două ideologii. Dar muzicienii și publicul au găsit căi de a supraviețui și sub alte forme, sub alte denumiri, jazzul totuși a mai fost difuzat, s-au scos și discuri și după liberalizarea din anii 65-70, jazzul a redevenit la lumină cumva, au apărut nume importante, cum spuneam, și festivalul, a apărut primul festival, cel de la Ploiești. Am aflat de curând că în 69 a fost prima ediție a festivalului, primului festival de jazz din România și se împlinesc anul ăsta 50 de ani, se sărbătoresc acum la Ploiești. Apoi a fost preluat de Sibiu în anul 74 și încet cumva s-a păstrat în viață acest gen muzical, chiar dacă nu era agreat de oficialități, dar era un simbol al libertății, în sensul că se improviza și a mai fost o șansă a jazzului, faptul că era o muzică preponderent instrumentală, deci nu punea probleme cenzurii de atunci. Cenzura era foarte vigilentă și orice muzică, chiar și la muzică ușoară, mi-am amintesc că organizam la clubul Richard Oșanischi spectacole de muzică ușoară cu soliștii la mod atunci, Gabriel Cotabiță și Oana Sârbu, și toate textele cântecelor de muzică ușoară care erau difuzate la radio sau la televiziune erau cenzurate, trebuiau întâi să treacă de o comisie de cenzură de la Consiliul Județean de Partid și după ce primeam avizul acelor texte. La expertiză. Da. Se uitau și spuneau că, ok, puteți să organizați concertul respectiv sau spectacolul respectiv. Deci jazzul a fost ferit cumva de această cenzură pentru că era în special o muzică instrumentală și de asta a rezistat. Cu activitate constantă din anul 1979, dacă facem un calcul ușor, nu, de 40 de ani, Clubul de muzică Richard Oșanischi a devenit așa un laborator de promovare și de creație, de până la urmă noi toți tinerii avem nevoie de așa ceva în Iași. Da, a fost un club deschis tuturor genurilor muzicale, să spunem moderne, de la muzică ușoară, muzică electronică, am avut activitate și în acest sens. Chiar zilele astea am căutat în arhivă și am găsit câteva documente cu concursuri. Am organizat, cred că primul concurs de muzică electronică din România. Nu știu dacă m-a organizat cineva un asemenea concurs în România, în anii aceia. Deci înainte de 89 se întâmplă asta. Am reușit chiar la un moment dat să edităm la un moment dat un CD, o casetă, nu erau CD-uri atunci când a apărut, o casetă de muzică electronică, se numea Sound Fictions, și care a avut succes, a fost foarte bine apreciat, am avut și o lansare. Deci, muzică ușoară, muzică electronică, muzică de jazz, blues, spectacole, de musical, numai departe de acum 5 ani, da? 5 ani, da. În 2014, Dan Spânu a produs, a compus și împreună cu echipa de la Casa Studenților, cu Universitatea, cu mulți colaboratori, am reușit să lansăm, să aducem premieră absolută națională, un musical, Văd frumos din lacrimă, care a fost un eveniment apreciat pe plan național și specialiștii, adică Uniunea Compozitorilor,
au și premiat. Dan Spănu a primit premiul unui compozitorilor după un an, parcă, sau după doi de la... Pentru anul respectiv. Premiile se decernează da, da, exact. Da. A primit și premiul unui compozitor. Deci a fost o realizare absolută, mai ales că a fost realizată doar cu forțe proprii, ieșene. Nu, da, da. N-am avut staruri, n-am avut da. Pur și simplu studenții de la... clasa de jazz și muzică ușoară, de la club, orchestra universității, corul universității. Deci toate... soliști de pe plan local. Exact, deci din da. Zona Iașului au reușit să facă o asemenea performanță care a fost un eveniment inclus chiar în Festivalul Muzicii Românești a fost atunci premiera. Apoi au mai fost mai multe reprezentații și la Casa Studenților, dar și în alte orașe unde a avut de asemenea un succes remarcabil. Și Dan poate să spună, cea mai recentă este de la cea de la Brașov de astă vară, da, la Brașov. Festivalul Tam Tam. Tam Tam Festival din Brașov. Da, am vorbit la Mirajul Muzicii. Da. Da. Și iată că Iașul este un loc de creație și de inovație foarte important și avem oameni valoroși. Deci iată că clubul de muzică are o activitate foarte bogată și și diversă, dar și de calitate. Și ce activități mai regăsim așa printre proiectele inițiate și organizate anual la Clubul de Muzică Richard Oșaniță? Avem cursuri de interpretare vocală, exact. Muzică pop, jazz, blues, video-audiții? Video-audiții, workshop-uri, ateliere de improvizație, ateliere de creație, spectacole. Galele studențești? Am avut și galele studențești de asemenea și foarte, foarte multe evenimente care, evident, s-au adunat în cei 40 de ani de activitate, multe colaborări, invitații. Am avut, la un moment dat, în 88 am inițiat un festival, Festi Jazz and Blues, unde studenții ieșeni, tinerii ieșeni aveau ocazia să se întâlnească cu cei mai cunoscuți muzicieni de jazz din România. Aici au venit toate numele importante din jazzul românesc și au participat la mai multe ediții de festival. Ce putem spune? O activitate impresionantă, într-adevăr, și mă bucur că uite, putem acum să rememorăm măcar o parte dintre multele evenimente și lucruri frumoase care s-au realizat de-a lungul celor 40 de ani. Da. Aș vrea să depun și o mărturie legată de activitatea clubului de jazz Richard Oșanițchi. În vreme ce domnul profesor începea să coordoneze acest club, eu eram elev și mergeam... Vreau să vă întreb. Da. Și mă duceam acolo mereu cu bucurie și urmăream afișele pentru că, așa cum spunea, aveam mereu să aflu lucruri noi, lucruri care nu se difuzau sau să văd chiar concerte așa cum nu aveam unde să văd. Acolo se făceau prezentări de albume care nu se găseau, ale unor muzicieni de jazz de marcă care aveau realizări de top la ora respectivă și albume care nu se găseau nici la acele centre de multiplicări din acea perioadă, nu se găseau albume deloc, era o întreagă industrie ilegală, de fapt, de multiplicare de piață neagră, care funcționa semi-ilegal, pentru că ele figurau ca niște firme, aveau angajați, dar nu se plăteau drepturi de autor. Da. În fine. Și nu existau nici măcar acolo acele înregistrări, erau foarte specializate. De asemenea, se prezentau casete video cu concerte. Astea nici atât nu se găseau, sub nicio formă. Da. Și chiar acolo am avut ocazia să văd primul meu concert de jazz fusion. Nu văzusem așa ceva, avându-l pe domnul profesorul meu Cosma la claviatură, la sintetizatoare, cu fel și fel de efecte sonore, baterie, chitară electrică, deci o formulă foarte modernă, care
nu aveam unde să văd așa ceva. Deci, într-adevăr, era un laborator atât de creație cât și de... Imaginație, chiar. De familiarizarea publicului cu ceea ce era valoros în domeniu. Așadar, de mic ați avut contact cu clubul de da, muzică. Da, da, da. Chiar aveam o formație de colegi în acea vreme și activam în cadrul clubului încă de atunci, în 84, cam așa. Da, da. Pe lângă studenți erau admise în unele situații și formații de la liceu, fiindcă ei erau viitorii studenți. Atunci da. Îi acceptam să vină să se formeze acolo și apoi o parte dintre ei chiar continuau după ce intrau în viața universitară, viața studențească. Da, pe lângă asta, clubul de muzică a fost și o rampă de lansare pentru muzicienii ieșeni în spațiul național și internațional după aceea, după anii 90, în sensul în care de la club foarte multe formații, foarte mulți muzicieni au participat la cele mai importante evenimente muzicale care aveau loc atât în zona muzicii de jazz, cât și în muzica ușoară. Să amintim aici de Daniela Cojocaru, care a luat trofeul Mamaia 2010. Lui Zazan a obținut cu trupa Slang premiul întâi la festivalul Cerbul de Aur. Și apoi la Montreux. Și apoi premiul 2 mai târziu la Montreux. Deci iată că clubul a fost și o bună rampă de lansare a tinerilor din Iași, nu numai pentru spațiul, pentru publicul da. Și zona Iașului, ci și pe plan național și chiar internațional. La evenimentele acestea care se vor desfășura la Iași, intrarea va fi liberă, nu? Da, intrarea gratuită și cei care vor să vină vor găsi invitații la intrare, pentru că locurile sunt limitate și vor găsi invitații pe care le pot folosi ca să... Așadar, am putea spune că publicul este numeros, nu? Să sperăm că va fi numeros și îi așteptăm cu cea mai mare plăcere să vină să urmărească evenimentele din cadrul acestor momente aniversare. Începând de festivalul de chitară și concertul aniversar de duminică seară de la Casa de Cultura Studenților cu Fix Pop Orchestra și continuând cu expoziția Art and Jazz de marți, 19 noiembrie la ora 17 în foaierul Casei de Cultura Studenților. La... Așa că, stimați-le spectatori, luați agenda, notați acolo frumușelor, da. Și locația. Avem, sigur că, da, promovare și pe rețelele de socializare, deci pot găsi informații la site-ul Casei de Cultură sau la Universitatea de Arte. Miercuri va fi, tot la ora 17, la Universitatea de Arte, colocviul dedicat lui Richard Oșanițchi, iar punctul culminant, să spunem așa, sau punctul final, va fi concertul de jazz de joi, 21 noiembrie, de la Casa de Cultura Studenților. Care va fi coordonat de dumneavoastră? De domnul profesor, în primul rând. De toată lumea. Avem mai o echipă care se ocupă de evenimente, de toate evenimentele. Concertul va avea două părți. În prima parte vor evolua formații studențești. Conducerea muzicală ne aparține tuturor, da, pentru că amândoi ne ocupăm de pregătirea lor. Da, da, se rucă, da. Și în prima parte vor evolua formații studențești care s-au remarcat în ultimii ani. Iar în partea a doua va fi invitată Luiza Zan, fosta noastră studentă și membra clubului, împreună cu Jazz Partrio, să evolueze în fața publicului și ne-a promis că va cânta și piese de Richard Oșanițchi, a inclus din repertoriu. Va fi în premieră. Da. Absolut. Exact. Va fi și un vintet? Un vintet vocal, Carms, care va avea de asemenea în repertoriu și piese de Richard Oșanițchi. Așadar, avem de ce merge, stimați telespectatori, pentru că vom rămâne așa cu sufletul plin încărcat de muzică bună și frumoasă. Da, îi așteptăm pe toți iubitorii muzicii să vină, să vadă
aceste evenimente și să participe alături de noi la momentele aniversare. Pe număr cât mai mare. Cum ați portretiza așa publicul nostru care ascultă muzică de jazz sau nu neapărat? Întotdeauna am avut un public foarte, foarte pasionat și dornic de evenimente de toate genurile, și de muzică pop, și de muzică rock, și de muzică electronică, și de jazz. Toate evenimentele care le-am organizat în general au avut un public numeros și în special un public tânăr. De exemplu, la muzica de jazz presupune un public avizat, inițiat. Uneori da, alteori nu. Mulți vin pentru prima dată la un concert de jazz și după ce au văzut un concert bun de jazz, au spus, cu mulți am discutat de-a lungul timpului, și mulți mi-au spus că n-au știut că asta înseamnă jazz și vor mai veni cu siguranță în continuare. Deci e clar că impactul a fost foarte puternic și chiar dacă n-au mai avut ocazia să vadă un concert de jazz sau să asculte, au revenit după aceea, de fiecare dată i-am revăzut la alte evenimente care au fost organizate. Da. Domnule Dan Spânu, de ce muzica anilor 70? De ce ABBA? Sau de ce Beatles? Așa s-a nimerit la rând să fie. Pentru că noi în fiecare an studiem la orele de ansamblu muzica unei decade, pentru, în cazul muzicii pop. Dacă ne uităm la istoria acestor genuri, cumva ele sunt organizate pe decade. Și la fel și la jazz, repertoriul este orientat stilistic pe genuri muzicale și pe creația unor anumiți muzicieni importanți români. Pentru că suntem români și trebuie, repertoriul muzicienilor noștri trebuie cunoscut. Anul trecut, pentru că suntem totuși la început de an școlar universitar, nu am putut prezenta un repertoriu complet nou. Este repertoriul studiat anul trecut la ansamblu pop. Orele de ansamblu sunt împărțite în două, ansamblu pop și ansamblu jazz, și așa am și organizat această aniversare în două concerte. Unul pop în cadrul Iași Guitar Festival, că e specificul festivalului, și un concert de jazz care va fi joi pe 21. Da. Și invităm publicul să fie alături de noi. Între 2004 și 2006 ați activat ca inginer de sunet, dacă am reținut bine, la Casa de Cultura Studenților și a urmat așa o serie de înregistrări, transmisii live, albume. Și spuneați dumneavoastră că un proiect provocator a fost să orchestrați un album de tango-uri românești. Iar aici mi-a pus întrebarea, oare despre ce o fi vorba? Da, este un album care a fost o adevărată provocare pentru mine, fiind o zonă stilistică total străină. Exact, diferită. O adevărată provocare. El a fost inițiativa unui solist cu state vechi, ca să spun așa, Constantin Florescu, care a venit cu propunerea să reincludem în circuitul muzical tangouri românești din perioada interbelică. Și mi s-a părut deosebit de provocator să fac orchestrația pentru o orchestră, e greu să o numesc, ea mai de mult se numea orchestră de stradă, deci o orchestră de jazz extinsă, cu coarde, cu instrumente de suflat din lemn și secție ritmică. Și a fost multă muncă de documentare, să ascult diverse orchestrații de tangouri, să analizez. Nu am găsit absolut niciun fel de analize stilistice în muzicologia românească, cum se orchestrează un tango, sau analiză. Și am trebuit să analizez foarte multe înregistrări. Ele trebuiau cu totul regândite, înregistrările inițiale, care erau niște înregistrări pe discuri de patefon din anii 30,
cum sunt cele ale lui Cristian Vasile, de exemplu. Iubesc femeia, zaraza, deci cred în, de acel gen, și care erau făcute într-o, într-o formulă orchestrală foarte, foarte restrânsă. Pian, acordeon, contrabas, un saxofon, poate o vioară, de ceva foarte restrâns, și orchestrațiile erau foarte simple. Cred că n-am găsit referințe, dar cred că erau improvizate. Adică fiecare instrumentist făcea ce credea el de cuvință acolo. Deci a trebuit și erau foarte, foarte scurte, vreo două minute, cam atât de lung. Deci a trebuit să extind piesele, să includ părți instrumentale, să le regândesc total din punct de vedere orchestral, și totodată toate astea trebuiau simulate cu calculatorul, pentru că n-am avut o orchestră care efectiv să cânte piesele respective. A fost un proiect foarte provocator. Am muncit vreo 7 luni la el. Da. Ați vrea să mai adăugați ceva ce eu nu v-am întrebat? Sau credeți că am punctat așa cam tot ce e esențial? Ca o concluzie, ar fi de spus că noi ne bucurăm că lucrurile ne-au ieșit. Este într-adevăr o aniversare tuturor celor care au fost implicați în această specializare de-a lungul timpului. Deci, sigur, actualii studenți, dar și absolvenții din toate generațiile, deci de la începutul specializării până acum, avem colaboratori care au absolvit primele promoții cum, în aceste concerte, cum a fost Răzvan Borodă, de exemplu, și până la absolvenți de anul trecut. De asemenea, colaboratori noștri importanți de-a lungul timpului și te numeri printre ei, ne bucurăm foarte mult că au venit alături de noi să cânte. Deci, e o bucurie a tuturor. Și noi suntem în sentiment cu dumneavoastră și noi ne bucurăm la fel de mult. Mă bucur mult. Și sper și pentru public să fie așa, pentru că această specializare are o semnificație dincolo de ceea ce de pasiunea noastră și importanța ei pentru noi. Pentru că, cum spunea și domnul Cosma, ea a fost o premieră în România. Specializările de la București, Iași și Cluj au fost primele locuri în care s-a studiat, în sfârșit, s-au studiat aceste genuri care erau foarte populare, dar nu se studiau. Au fost primele forme de învățământ formal de acest gen, ceea ce are importanță istorică importantă, mare. Domnule Romeo Cosma, un gând de încheiere? Un gând de încheiere, ne bucurăm că putem face acest lucru. Mă gândeam acum că înainte de 89 doar visam să existe așa ceva în România, să putem avea tineri să poată avea ocazia să învețe, să aibă îndrumători specializați în aceste genuri muzicale. Iată că acest vis s-a împlinit și mă bucur că după 25 de ani putem trage o linie și putem privi cu multă mândrie și satisfacție ce s-a întâmplat în acești 25 de ani și sperăm ca acest început de învățământ modern la Iași să continue încă 250 de milioane de ani, să fie, cum să spun eu, deschis în continuare tuturor celor care visează și sunt pasionați de muzică, de jazz sau pop. Și eu vă urez la mulți ani, plus mulțumim. 200 N ani de ediții la fel de frumoase și de fructuoase ca până acum. Mulțumim din suflet. Stimați telespectatori, au fost lângă mine domnii Romeo Cosma și Dan Spânu, două personalități ale vieții culturale, și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, bucurați-vă de viață ascultând muzică. Numai bine!